Am cunoscut locuri pitoreste, am trăit experiențe inedite și am valorificat tradiții, iar astăzi deschidem lada din Casa Mare. Descoperim arta covorului popular moldovenesc, inclus în patrimoniul național și devenit unic în lume. Fir cu fir aflăm de la oamenii pasionați de țesut cum e să dai culoare și viață ornamentelor și să fii promotorul unui meșteșug străbun. Trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt. Să sunt covoare, strămoșii noștri au putut să reziste în timp. Cât ați mai și covoarele, cât ați le prețuim, ați știm și noi. În covoare noi țesem atât doruri cât și bucurii. Pornim să cunoaștem arta covorului moldovenesc și ajungem în satul Clișova Nouă, raionul Orhei, pentru că anume aici... În fiecare a doua casă de la Clișova, din satul meu de baștină, se țesa. Pasiunea pentru meșteșug a adunat femeile din sat la centrul de artă rustică. Aici, fir cu fir, se țese povestea covorului moldovenesc. Nici nu țin minte la câți ani m-am învățat eu acest covoare. Nu țin minte, m-am trezit în covor până la mus, până la bătrâneți. Petrecându-și toată viața la stative și cu mâinile printre firile de lână, Fevronia Știrbu povestește cum și-a transformat munca într-o plăcere. În fiecare covor lui punem o bucată de suflet, de dragoste. Dar să le luăm pe rând și să trăim experiența fiecărui moment. Pentru început, mătușa Livia ne învață să toarcem lâna. Tragem firul, îl șim în ședșor. Și ne stărâim și firul drept. Eu m-am născut pe cuptor, cred că, și în lână. Dar la noi asta a fost, de mamă, bunică, străbunică, tăți. Următorul pas, vopsim firele de ață, așa ca pe timpuri, cu plante. De exemplu, frunza de mestea când dădea un galben frumos, coaja de ceapă, iarăși dădea un galben, un rugeniu, coaja de nuc, un negru. Și iată aici noi punem lânița. Vopsite și uscate, firele sunt întinse sau, cum se zice în popor, râșchiem pe urmă această smargă băteală la covor. Și așa, covorul nostru prinde contur între bârnele de lemn numite război. Poate mă așezăm lână, gine, să vedeți că când o dăm așa, nu e așezată. În covorul nostru predomină floarea, frunza verde, predomină ornamentul vegetal. Dar ce poate fi mai frumos decât natura noastră înconjurătoare? Aflăm de la meșterul popular Ecaterina Popescu despre ornamentele geometrice și vegetale, cele care fac deosebit și autentic covorul moldovenesc. Iar unul dintre cele mai îndrăgite motive este pomul vieții, simbol al creștinismului și, între timp, devenit brand de țară. Din frunze, din rod, din roade, din poame se nasc rădăcinile și tot așa. Deci este o viață veșnică. Și pentru că vorbim de continuitate și copiii au întins urzeala. E important să cunoaștem tradiția. Bunica mea, ea are foarte multe covoare, așa pe pereți, pe jos și am vrut să mă învăț și eu. Dintr-un simbol al bunăstării, ele se dădeau prin testamente, se dăruiau la biserici ca cadouri mari, frumoase, se dăruiau tinerilor în surăței. Astăzi, covoarele moldovenești sunt mai mult decât un dar și au devenit adevărate comori. Și stau la loc de cinste în Casa Mare. Aici, de exemplu, pe perete avem scoarța, lădarul așternut pe lada cu zestre, iar în acest colț avem păritarul, dar și țolul moldovenesc. Pornim să le vedem pe toate, în splendoarea lor, la Mihăileni, Râșcani, acolo unde an de an se organizează Festivalul Național al Covorului. Nu știu cum am putea să ne arătăm tot ce mâinile noastre le poate face. Venim cu drag
pentru că suntem promotorii tradițiilor și obiceiurilor noastre naționale, iar covorul este patrimoniul nostru național. Vom mai reveni aici să cunoaștem oameni care fac ca tradițiile să rămână vii. Până atunci pornim mai departe să țesem o altă poveste despre cele 25 de minuni ale Moldovei.